Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, răspunde acuzațiilor lui Alinica legate de situația stadionului Dan Păltinișanu. Iată ce transmite acesta. Pentru acuratețea informației și pentru că adevărul trebuie spus, facem câteva precizări importante. Ceea ce nu știe domnul Ali Nica este că abia după adoptarea hotărârii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se solicită conform procedurilor legale HG-ul de demolare. Cine trebuie să facă această solicitare? Proprietarul bazei sportive, adică exact Consiliul Județean Timiș. Cum poți imputa că nu s-a dat o tărâre de guvern în condițiile în care cel care trebuia să o solicite nu a făcut-o? În cazul de față dumneavoastră, domnule Nica, un alt lucru pe care nu-l știa Alinica este că, după ce indicatorii tehnico-economici sunt aprobați, Compania Națională de Investiții demarează procedura de licitație a proiectării și execuției, aceasta nefiind condiționată de demolarea bazei. Singura obligație a Consiliului Județean este ca până la finalizarea etapei de proiectare să elibereze terenul de sarcini pentru a-l preda constructorului, adică să se ocupe de demolare. Acestea sunt etapele de urmat, domnule Nica, iar faptul că mă acuzați pe mine și guvernul pentru că nu s-a dat un HG pe care nu l-ați solicitat, încă arată cât sunteți de rău intenționat. Nu ne mai mirăm că nu s-a realizat un mare proiect la Consiliul Județean Timi și atâta timp cât nu știți nici măcar să demarați o investiție de ambergură.